Bună ziua, bun găsit la Regiunea în Obiectiv. Vedem just de 5 ani. Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, organizată de 5 tineri juriști cu un scop bine definit pentru promovarea libertății, întărirea democrației, susținerea statului de drept, buna guvernare, promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Toate acestea propovăduite în rândul elevilor. Vedem just este promotor indiscutabil al educației juridice în învățământul preuniversitar. Rezultatele sunt remarcabile. Educația juridică se predă azi ca opțional în 93 de școli. A apărut primul ghid de educație juridică distribuit gratuit la 26.000 de elevi, care este tradus în 4 limbi străine, dar și în limbajul semnelor. Și elevii de peste Prut au acces la toate acestea. Despre acest proiect inedit vorbim chiar acum cu invitatul meu, judecătorul Cristi Danileț, unul dintre fondatorii Vedem Just. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și la mulți ani! Salut, Mâna! Mulțumim foarte mult! Ne bucurăm că, iată, la nivelul TVR-ului ne suntem felicitați pentru o activitate pe care o desfășurăm deja aproape zilnic de 5 ani. Da. Cum vă simțiți așa la acest aniversar? Vă așteptați la acest parcurs, putem să-i spunem, fabulos al Vedem Just? Am început ca organizație de tineri juriști acum 5 ani, când doar visam că putem să ajungem spre elevi cu informații juridice traduse pe înțelesul lor. Cu susținerea mai multor inspectorate, dintre care detașat este Clujul, am reușit să introducem acest opțional la 93 de școli, unde peste 4.000 de elevi studiază anual educația juridică. Dar încă nu e suficient. Visul nostru este să ajungem cu această materie la toți elevii, de la generală sau cel târziu la liceu, pentru a învăța încă de mici cât e de important nu doar să aibă drepturi, ci mai ales să-și îndeplinească obligațiile, să fie cu adevărat liber, să știe competențele instituțiilor, să știe la cine trebuie să apeleze și în cât timp atunci când au probleme și mai ales să înțeleagă că legea e făcută ca să fie respectată și ca ei să fie protejați. Cumva investiția noastră în tineri este o investiție în viitorul României. Așadar și dumneavoastră v-ați alăturat misiunii educatorilor, profesorilor pentru a forma cetățeni buni pentru această țară. Da, vedeți, votul de acum câteva zile ne-a lăsat pe toți, ne-a surprins pe toți. Faptul că oamenii nu ies să-și exprime voința, faptul că nu înțelegem exact cât e de importantă democrația și mai ales participarea fiecărui individ la viața cetății, ne ambiționează tot mai mult. Eu cred că juriștii sunt datori cumva să fie prezenți mai des în mijlocul societății. Eu personal sunt prezent deseori prin postările mele pe Facebook, pe blog sau interviurile date, dar nu-i suficient. Invităm alături de noi alți colegi juriști care sunt unii polițiști, alții procurori, avem avocați, mediatori și consilieri juridici, chiar studenți la drept sunt voluntari în proiectul nostru de educație juridică. Iar astăzi, dacă îmi permiteți, în premieră vă anunț și sunteți prima instituție de presă care află, în această seară, Vedem Just lansează o aplicație de mobil unică în Europa de Est. O aplicație de educație juridică destinată copiilor și tinerilor, dar care poate fi cu succes folosită de oricine. Constă în descărcarea pe telefonul mobil a aplicației numită Legendar Gândește Legal, în care, pe înțelesul nostru, avem peste 500 de legi traduse, explicate, grupate în 15 capitole. Avem un dicționar de legaleză cu peste 1000 de termeni juridici explicați pe înțelesul copiilor și avem alerte legale. Practic, cel care își descarcă această aplicație în telefonul mobil poate să primească în fiecare zi știri despre noile legi care apar în monitor oficial, despre evenimentele juridice, evenimentele legale care au loc în România. Avem așadar o aplicație numită Legendar ca un fel de asistent legal al fiecăruia dintre noi. Eu cred că era nevoie să existe așa ceva în România. Deci, dincolo de lecțiile pe care noi le ținem în școli și licee, mai mult online în perioada ultimă, dincolo de cărțile pe care le-am distribuit gratuit din banii donatarilor, pentru că noi suntem o asociație în care nu avem angajați, ci pur și simplu funcționăm pe baza sponsorizărilor sau ajutorului financiar, dar de
cititorii noștri. Iată că acum avem și o aplicație mobil mult așteptată, aș spune eu. Felicitări atunci și pentru acest pas. Iată, țineți pasul cu tehnologia, mai ales în această perioadă când tehnologia pare să fie noul nostru cel mai bun prieten, pentru că ne permite astfel să fim alături și de cei dragi, dar și să fim la curent cu noutățile și mai ales cu orele online atunci când vorbim despre copii. Și apropo de acest lucru, cum v-ați descurcat în această perioadă în care cursurile s-au mutat pe internet? În primul rând, la începutul toamnei, am ținut lecții de instruire a profesorilor care doresc să predea educația juridică. Această materie fiind deocamdată opțională, este nevoie de dorința copiilor și implicarea profesorilor pentru a alege acest opțional în curriculum la decizia școlii. Așadar, la începutul toamnei am instruit cam 150 de profesori, toți online, și am certificat din partea organizației Vedem Just. Astăzi, 93 de școli beneficiază deja de acești profesori, cum vă spuneam. Lecțiile au loc, desigur, online cu profesorii respectivi, unde materia se predă opțional, dar din ce în ce mai mulți profesori și părinți caută membrii Vedem Just pentru a ține lecții online cu alți copii. Am ținut chiar săptămâna trecută cu copiii de la o școală din Cășeiul, de la noi din Cluj, pentru copii din clasa a treia. Acum două zile am ținut pentru liceieni din clasa 11-12 și deja avem programări pentru luna lui ianuarie. Noi răspundem cu drag solicitărilor. Online-ul ne ajută să ajungem chiar și în alte județe. Am avut la Caracal întâlniri, la Timișoara și la Iași. Noi sperăm ca tot mai mulți oameni să audă de această materie, educație juridică, iar oricine dorește mai multe informații sau să introducă opțional în școala sa, îi invit să deschidă site-ul educațiejuridică.ro. Acolo află tot ce trebuie, inclusiv manuale, ghiduri și broșuri, ori filmulețe care sunt utile pentru a înțelege cum funcționează justiția, care este legislația elementară pe care trebuie să o cunoaștem și mai ales să înțelegem că într-un stat de drept, ceea ce trebuie să ne conducă pe noi este legea. Prin urmare, dacă cunoaștem legea, suntem informați, atunci ne exercităm drepturi și suntem mai puternici, suntem cu adevărat liberi. Și ați spus că prin intermediul internetului ați ajuns în alte județe, dar de asemenea ați ajuns și de cealaltă parte a Prutului, în Republica Moldova. Mai exact, cum a fost posibil ca și acolo să fie implementată educația juridică? Acum un an de zile am fost solicitat de către un ONG care își desfășoară activitatea în Chișinău, Centrul pentru Politici și pentru implementarea politicilor în Republica Moldova, și m-am dus personal, încă era posibil acest lucru, m-am dus personal să mă întâlnesc cu tineri judecători, procurori și avocați care au dorit să știe mai mult despre cum ar putea să ajungă ei ca profesioniști ai dreptului în școli. Am redactat împreună cu două avocate un manual de educație juridică cuprinzând legislația din Republica Moldova, iar în momentul de față, în fiecare săptămână, sunt colegi, procurori și judecători din Republica Moldova care țin ore cu elevii online. Este simplu, dacă accesați pagina educațiejuridică.md, este pagina soră a noastră, a educațiejuridice.ro, atunci veți vedea că aproape o dată la două zile, două, trei zile, sunt întâlniri online ale profesioniștilor dreptului cu elevii moldoveni. Cumva, practic, încercăm să împânzim acest spirit al respectării legilor și de o parte și de alta a grupului. De asemenea, știu că publicul cărui vă adresați, avem elevii claselor primare, dar și licenii. Aici aveți limbaje adaptate vârstei, pentru că unui copil din clasa primară nu poți să-i vorbești la fel ca unui licean. Sigur, pentru copiii din ciclu primar se începe simplu cu explicarea regulilor, dar mai ales a motivațiilor lor, de ce trebuie să respectăm regulile de acasă, regulile de la școală, regulile de pe stradă. Deci încercăm să arătăm că legea e făcută ca să fie, ne protejeze. Pe măsură ce copiii cresc în vârstă, abordăm altfel de alte tipuri de informații. De exemplu, cum circulăm în online, cum ce avem voie să spunem și ce să nu scriem în mediul online, pentru că, iată, rețelele de socializare au fost declarate, sunt recunoscute juridic ca fiind
publice. De asemenea, adolescenților deja le predăm cunoștințe legate de viața intimă, ce constituie un abuz, ce este o hărțuire, cum să reacționăm în cazul unei agresiuni de natură sexuală. Pe măsură ce creștem în vârstă, ne adresăm și copiilor care doresc să se angajeze în muncă, pentru că legislația permite acest lucru de la vârsta de 16 ani. Și desigur, când ajungem la liceu, la copiii de clasa 18, la copiii de 18 ani, care sunt deja tineri, potrivit legii, ne insistăm acolo pe aspectele civice. Ce este dreptul la vot, de ce este important să mergem la vot, când poți candida la 23 de ani pentru a fi deputat, la 33 de ani pentru a fi senator, la 35 de ani pentru a fi președintele statului, cum anume putem sancționa deciziile care sunt neplăcute ale organelor locale, consilii locale, consiliile județene, sau cum anume putem modifica sau genera modificarea unei legi. Și desigur, tuturor le spunem că în România, încă de la vârsta de 14 ani, suntem răspunzători penal pentru faptele pe care le facem, astfel încât codul penal ni se aplică de la vârsta fragedă, aș spune eu, în România, 14 ani. Prin urmare, noi ar trebui să vorbim de acest cod penal mai înainte. Așadar, ne adaptăm informațiile la nivelul copiilor cu care stăm de vorbă, iar apetitul lor pentru astfel de informații este uriaș. Practic, lipsește din cultura sau din sistemul de învățământ din România, lipsește o materie care este extrem, extrem de practică. De exemplu, ce avem voie să spunem pe internet? Ce mi se întâmplă dacă sunt lovit de un profesor sau un elev? Unde pot reclama un părinte abuziv? Ce fac dacă am primit o citație? Cum traversez corect strada pe care parte și mai ales cum contest o amendă pe care o consider nedreaptă dată de un polițist? În câte zile trebuie să returnez un bun găsit pe stradă? Astfel de lucruri sunt extrem de practice și trebuie să nu fim deloc ipocriți. Copiii noștri deja se confruntă cu astfel de situații. Eu am săptămânal la tribunal de soluționat cazuri în care copiii sunt implicați ca agresori sau ca victime. Am inclusiv copii care intră în dark web și își comandă droguri în străinătate și ei se fac deja vinovați de trafic internațional de droguri. Am copii care share-uiesc filmulețe porno în cadrul unor școli sau unor licee și trebuie să-i anchetăm pentru că asta constituie pornografie infantilă. Scopul meu ca judecător și ca om al legii este până la urmă să învăț pe cei care sunt în fața mea cum să evite să ajungă în tribunal, cum să respecte legea oricând, oriunde, chiar și atunci când nu îi vede nimeni. De asemenea, în orele pe care le țineți la școală și la liceu, veniți și cu exemple, concrete exemple practice, da, pentru că acum îmi spuneați de cei pe care îi judecați și sunt la vârste fragede. Am copii care au ajuns în fața noastră ca victime, ca martori sau ca autori a unor fapte grave. De asemenea, sunt copii care ajung în instanță odată cu împlinirea vârstei de 10 ani, pentru că atunci când părinții divorțează, judecătorul este obligat să stea de vorbă cu un astfel de copil. Întotdeauna cazurile noastre sunt practice. Noi nu predăm drept elevilor de generală, elevilor de liceu. Cine vrea să aibă cunoștințe aprofundate de drept, trebuie să urmeze, desigur, cursurile facultății de drept. Și noi predăm copiilor educație juridică, ceea ce înseamnă informații elementare despre lege, justiție, despre drepturi și obligații, despre libertăți, dar toate pornind de la cazuri practice, cazuri pe care noi le avem în instanțele noastre sau cazuri de care citim în presă. Repet, este un fel de drept în viața cotidiană, un fel de lege în viața cotidiană, ceea ce este fantastic și mai ales pentru că putem răspunde, noi oamenii lege, putem răspunde întrebărilor copiilor care sunt din cele mai diverse și chiar provocatorii. Am avut copil care m-a întrebat, uite, cunosc o colegă care este traficată, chiar el a folosit acest cuvânt, este traficată de niște adulți și aș vrea să spun despre cazul ei, însă mi este frică să nu mi se întâmple ceva. Am alți copii care mă întreabă, păi cum nu este posibil la noi să fumăm cannabis dacă în străinătate este posibil? Mi se întâmplă ceva dacă sunt prins cu un joint asupra mea? Ei, îmi dau seama că copiii noștri sunt cumva induși în eroare de anturajul pe care îl frecventează sau uneori de informațiile de pe internet. De aceea cred că este bine ca cei care se pricep la lege, cei care au astfel de dosare în instrumentare, să fie prezenți mai des în rândul copiilor, nu pentru a-i speria, ci pentru a informa și educa.
Și să știți că interesați sunt și profesorii, care din ce în ce mai des ne apelează. Din păcate au cazuri în care ei înșiși sunt implicați, ori sunt agresați de unii elevi, ori chiar de unii colegi. Am întâlnit cazuri cu unii colegi profesorilor care fac bullying chiar cu profesorii. Și atunci răspundem, n-aș spune neapărat cu plăcere sau încântare, dar răspundem profesorilor pentru aceste dileme. Până la urmă, școala trebuie să fie un loc pentru educație și nu pentru altercație. Bullying-ul este de evitat, violențele de orice fel sunt de evitat, iar profesorii trebuie să fie cu adevărat modele pentru elevi, iar elevii trebuie să manifeste respect adânc pentru profesorilor. De asemenea, știu că aveți în plan să faceți și tabără de educație juridică. Vorbim de Legal Academy? Da. Legal Academy este un proiect care a demarat anul trecut de foarte mare succes. Am reușit să aducem cei mai buni și mai interesați tineri din Transilvania într-o tabără la Turda, iar tinerii din Moldova și Bucovina i-am adunat într-o tabără la Suceava. Timp de 5 zile, 4 zile într-o parte, 5 zile în cealaltă, au avut întâlniri cu judecători, procurori, avocați, polițiști, specialiști antidrog și psihologi. Au stat de vorbă cu ei, li s-au dat cazuri practice, inclusiv am simulat proces. Am fost la Tribunalul Cluj, respectiv la Tribunalul Suceava, într-o sală adevărată de judecată. Copiii au jucat rolul de judecător, procuror, avocat, victimă, inculpat. Au derulat un proces cap-coadă după toate regulile noastre și mi-am permis să filmez procesele respective. Cei interesați le pot găsi pe rubrica de resurse de pe educațiejuridică.ro. Vă-ți rămâne absolut încântați. Și apropo, cum acum e perioada de pandemie și oamenii nu au voie să vină la tribunal decât dacă au necazuri, trebuie să știți că se poate vizualiza o sală de judecată în format 3D, tot la rubrica de resurse de pe site-ul educațiejuridică.ro. Practic, virtual, poți fi într-o sală de judecată să te așezi pe locul fiecărui actor dintr-un proces. Eu zic că pentru copii este extraordinar acest lucru. Și este și fascinant din punctul meu de vedere, deși nu mai sunt de mult copil, sunt un adult. De asemenea, știu că v-ați implicat, vedem just, s-a implicat foarte mult și activ în campania anti-COVID-19, care a venit pandemia și peste noi în această primăvară. Ați fondat mișcarea civică Vă Ajutăm din Cluj și de aici s-au alăturat foarte multe alte ONG-uri. Cum a fost această perioadă de pandemie sau cum este? Pentru că pandemia încă este prezentă în viețile noastre. Ne-a prins pe toți cu total nepregătiți și am realizat că cei din linia întâi, medicii și organele de ordine, au nevoie să fie protejate pentru că la vremea aceea, la începutul lui martie, încă nu cunoșteam exact cu ce ne confruntăm. Astfel încât am luat decizia să strângem ajutoare bănești, să cumpărăm echipamente de protecție pentru, în special pentru medici. Dar cineva a venit cu ideea de a face viziere, s-a alcătuit o mișcare ad hoc, viziere.ro, cu sprijinul unor studenți mediciniști și a unor manageri din București, la care ne-am aliat și noi, astfel încât vedem just a reușit să coalizeze mai mulți antreprenori locali din Cluj, să-i convingem să facem viziere pe baza donațiilor primite de la cetățeni și astfel gândiți-vă că în toată România s-au produs 300.000 de viziere care au fost distribuite și doar în Cluj, cu sprijinul vedem just, s-au produs 150.000 de viziere. Practic jumătate din producția națională a avut loc la Cluj. Și chiar ne-am permis ca 30.000 de viziere să trimitem la frații noștri din Republica Moldova. În continuare desfășurăm activități civice, de exemplu, astăzi am lansat la Cluj un nou serviciu de voluntariat, se numește Pharma Voluntar, prin care colegi de-ai mei din mișcarea civică Vă Ajutăm din Cluj se duc la farmacii, iau medicamentele și le transportă la vârstnicii care nu au voie să iasă din casă sau la alte persoane care sunt izolate. Cumva încercăm să ajutăm oamenii care mai întâi în perioada stării de urgență nu au avut voie să iasă din casă pentru a-și lua cele necesare traiului, i-am ajutat și atunci, dar acum îi ajutăm pe cei care nu au aparținători, au rețete, dar nu se pot deplasa la farmacii. Am încheiat un protocol cu Colegiul Farmaciștilor din Cluj și astfel putem veni în ajutorul oricărui cetățean
dacă dă un simplu un telefon la numărul gratuit oferit de către RDS. Încercăm, cu alte cuvinte, companie să fim prezenți. Da. Fără să-i menționăm. De asemenea, știu că și-am făcut de asemenea un interviu cu dumneavoastră. Plasma este viață. Și eu m-am alăturat campaniei și am donat plasma acum 2 săptămâni, la scurt timp după ce dumneavoastră ați anunțat această nouă campanie. Care este evoluția ei? Sărut mâna și vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru efortul dumneavoastră. Ne-am luat la întrecere 3 județe, Sibiu, Timișul și Clujul, care reușește să adune mai mulți donatori pentru plasmă. Am aflat că plasma este un produs care poate fi folosit pentru bolnavii de COVID în stări foarte grave. Se fac încă cercetări, este adevărat, dar ținem și noi pasul cu ele. Chiar unul dintre membrii noștri din Vedem Just este medic și ne sfătuim cu el. Deocamdată Clujul este pe primul loc. Am depășit Sibiu și Timișoara la voluntari care se duc pentru plasmă. Practic vorbim de persoane care se îmbolnăvise sau îmbolnăvit de COVID, au trecut cu bine de această boală și acum doresc să își ajute, să-și ajute semenii. Prefectura a achiziționat un aparat special pe care l-a dus la centrul nostru de analize pentru a se procesa rapid plasma și eu spun că de Crăciun putem fi mai buni și să oferim acest cadou celor care au nevoie. Practic oferim viață, ajutăm să îi vindecăm pe cei afectați de COVID. Cred că solidaritatea de care au dat dovadă în perioada asta clujenii este fantastică. Și nu doar de Crăciun să fii mai bun și tot timpul anului, pentru că, iată, pandemia face în continuare numeroase victime și dacă stăm puterea noastră să-i ajutăm, de ce nu? De ce să nu putem face? Nu doare, n-a durat foarte mult, dar satisfacția că sângele tău salvează viața cuiva este uriașă. Ce proiecte aveți în continuare? Am vorbit la început despre dezvoltarea aplicației pe care o veți lansa în această seară, dar mai aveți proiectul tematic Școala de Libertate. Școala de Libertate este un proiect la care ne-am gândit mult, pentru că de acum vrem să ne axăm pe anumite domenii, să fie un fel de educație tematică. Nu mai vorbim la general despre lege, ci în concret pe anumite domenii. De exemplu, în domeniul libertății de conștiință și libertății religioase. Dorim să facem o selecție de acte normative și de practici aplicabile în domeniul libertății de exprimare pe internet. Vom edita o broșură cu sfaturi concrete despre modul în care putem naviga în siguranță pe internet, despre ceea ce putem face sau ce nu avem voie să facem pe internet sau cum ne putem securiza comunicările. În domeniul relațiilor intime și a protecției împotriva discriminărilor de orice natură, inclusiv orientare sexuală și de gen. Încercăm să contribuim la campaniile de campaniile împotriva violenței domestice, a violenței în familie. Deci anul viitor ne vom concentra pe niște materiale sub formă de broșuri, pe lecții pe care le vom ține cu elevii din toată țara pe care îi vom selecta noi și, în fine, cred că astfel de materiale sau de indicații sunt necesare pentru că există extrem de multă informație, uneori nepotrivită sau falsă pe internet și cumva ea trebuie să vină dinspre partea celor care au pregătire, care sunt juriști în domeniu. Și n-aș vrea să nu menționez faptul că în asociația noastră nu sunt doar juriști, ci sunt și studenți, elevi și cadre didactice. Deci cumva îmbinăm toți actorii implicați în actul de educație, iar comunicarea noastră o asigurăm inclusiv pe forumuri ale părinților sau forumuri de discuție ale profesorilor din spațiul internet. Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată la mulți ani și să creșteți frumoși și cât mai mult să fiți în această asociație care, iată, face numai bine. Noi am ajuns în a doua parte a emisiunii și vorbim despre licitație cu obiecte din patrimoniul Doinei Cornea pentru a aduna fondurile necesare deschiderii Casei Memoriale de la Cluj. Aproape 30 de bunuri care au aparținut dizidentei anticomuniste vor fi scoase la licitația online care va avea loc la mijlocul acestei luni.
Doina Cornea, luptător etalon pentru libertate și democrație, urmărită de securitate până în ultima zi a regimului comunist, a rămas un simbol al rezistenței anticomuniste din România. La Cluj urmează să fie inaugurată o casă memorială în amintirea acesteia, însă este nevoie de fonduri. O soluție ar putea fi vânzarea în cadrul unei licitații a obiectelor personale, unele dintre ele cu o valoare aparte. Se numără printre acestea una dintre cele trei păpuși prin intermediul cărora Doina Cornea trimitea mesaje secrete unor personalități din străinătate și care astăzi vedem rămâne una dintre cele mai emoționante istorii legate de numele Doina Cornea, felul în care a reușit să trimită o scrisoare ascunsă în corpul unei păpuși. De asemenea, vom regăsi între cele 28 de obiecte și biroul de lucru și scaunul Doinei Cornea, unde au fost scrise nenumărate manifeste anticomuniste, manuscrise care niciodată nu au fost făcute public, expuse publicului larg. De asemenea, vom regăsi corespondența dizidentei cu ambasade, permisul de conducere al Doinei Cornea sau celebra bască verde tricotată însăși de Doina Cornea, în care apare în foarte multe ipostaze ale sale publice. Cei care vor să participe la licitația caritabilă o pot face pe data de 16 decembrie online. Există trei posibilități prin care poți să participi la licitație. Despre această ofertă scrisă online sau fizic la Palatul Ceseanu Racoviță din București, ofertă telefonică prin care poți să menționezi suma maximă pentru care poți să licitezi un anumit obiect sau o anumită piesă de colecție sau printr-un cont activ făcut pe site-ul artmark.ro, unde îți scrii datele personale, introduci poza buletinului de identitate, iar colegii mei îți aprobă contul și primești o paletă online cu care poți să licitezi în cadrul evenimentului din 16 decembrie. Patrimoniul Doinei Cornea, scos la licitație, conține 28 de obiecte cu prețuri de pornire cuprinse între 50 și 800 de euro. În cadrul aceleiași licitații sunt scoase la vânzare și alte 200 de lucrări, tablouri importante din colecții muzeale confiscate în anii 50-60 de regimul comunist și retrocedate recent de Muzeul Național de Artă. Vă invit acum să urmăriți un material impresionant din suflet pentru apuseni. Un proiect început cu mai bine de 9 ani în urmă, care aduce o rază de speranță în peste 200 de familii azghicit din satele izolate ale munților apuseni. Pentru acești oameni s-au mobilizat 10 tineri care duc, nu doar de sărbători, ajutoare pentru bunicii izolați de marile orașe. Acest proiect a pornit, chiar memoram acum cu Marta, a pornit în 2011 și are rădăcinile, dar la momentul respectiv nu avea această formă conturată de proiect. Era mai mult o acțiune care se întâmpla iarna din drag. În 2013 acesta a și prins forma unui proiect, la momentul respectiv Dar din inimă, se numea. Și cred că în ultimii 2-3 ani ne apropiem tot mai mult de ceea ce ne dorim cu adevărat să facem. Proiectul se numește acum oficial Din suflet pentru apuseni. Noi, cumva așa, la bază ne tragem din... suntem cățărători și zona din suflet, zona munților apuseni, am mers de la început să cățărăm, să găsim zone de cățărat acolo. Și practic întotdeauna vedeam așa în depărtare căsuțe foarte micuțe. Ulterior am văzut că sunt și bătrâni care locuiesc acolo. Mergeam în vizită la ei și încet încet s-a produs foarte natural toată atracția asta așa față de ei și ne-au devenit ca niște bunici. Și ce ne-a motivat așa foarte mult să mergem mai departe, în fiecare an, din păcate, pe unii nu-i mai găseam și atunci luam foarte, foarte personal chestia asta și ne vedeam așa niște luptători că trebuie să schimbăm ceva și să-i ajutăm să aibă un trai mai decent. Și, practic, cum zicea și Ruxi, în toți anii ăștia, toate lucrurile au venit așa natural și echipa și oamenii care s-au implicat și oamenii la care mergem. Abia așteptăm să mergem la ei. Cele două campanii de bază sunt de Crăciun și de Paști.
În rest, avem și cazuri personalizate în care mergem o dată la 2 săptămâni, depinde acum și de cazuri, dar încercăm să ținem legătura cu ei și să fim mai aproape de ei. Pe mulți dintre ei ne sună, ne zic exact de ce au nevoie, deci suntem foarte apropiați deja de cazurile pe care le avem. Cred că putem să discutăm peste 200 de case și mai mult de 200 de persoane, că evident discutăm de familii extinse în anumite cazuri. S-a ajuns la numărul ăsta care cred că și pentru noi încă este impresionant, cel puțin pentru mărimea noastră. Efectiv, în urmă, că a fost ca și un bulgăre de zăpadă, care de-a lungul anilor, cu fiecare vizită mai puneam o întrebare și eram îndrumați în stânga și în dreapta și mai găseam câte un bunicuț. Și am ajuns la undeva în jur de 200 de cazuri. Cred că ceea ce e foarte, foarte important, unul dintre instrumentele de luptă, să zic așa, cu viața, în ceea ce privește pe acești oameni, e atitudinea lor foarte mulțumitoare față de ce au primit, de ce le-a dat Dumnezeu prin acest cadru extraordinar în care sunt înconjurați și valorile, tradițiile noastre românești, care cred că ar trebui să ne mândrim mai mult. Le dăm pachetul sau îi mai întrebăm de una de alta, dar ei au nevoie să socializeze. De multe ori ne zic că n-au mai vorbit cu un om, nu știu, de un an sau de jumătate de an, că merg doar duminica la biserică și biserica e la 5 km sau la 10 km. Deci, oricum, auzi niște povești care îți rămân așa pe viață. Noi, în mod normal, aproape fiecare acțiune chemam voluntari noi cu noi. Ei se înscriau ori prin cadrul site-ului, pe partea de Facebook, printr-un mesaj care ne trimiteau și prin ne solicitau, adică ne comunicau că le-ar dori, chiar plăcea să fie în această acțiune cu noi. În anul acesta ne-am redus, ca să zic așa, la echipa nucleu, echipa de bază, tocmai din dorința de a proteja și de a nu exista o prezență așa de mare, adică ne-am redus chiar la minim din punct de vedere al resurselor umane. Sperăm că anul care vine să fie o idee diferit și să ne permită să vină oameni noi în echipa noastră, dar dacă lucrurile vor continua să meargă așa încă o perioadă, ei ne pot susține ori prin donații directe pe IBAN-ul pe care îl avem pe Facebook menționat, Din suflet pentru Apusen se numește pagina, ori pe site-ul nostru donați directe, tot așa, ori prin SMS, ori direct transfer bancar. www.dinsufletpentruapusen.ro. Din Apusen ne întoarcem aici în studio și vorbim despre Academia Schimbării, programul Centrului Cultural Clujean de creștere a capacității sectorului cultural din județ. Ce își propune aflăm în minutele următoare de la doamna Corina Șuteu, expert în politici culturale și fost ministru al culturii, și doamna Corina Bucea, managerul de proiect Centrul Cultural Clujean. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua! Bună ziua! Să răspund imediat la această întrebare. Da. Eu am să o las după aceea pe Corina să vorbească, pentru că am într-adevăr și un alt eveniment la care trebuie să particip online. Ce e important de spus este că pe mine m-a invitat Centrul Cultural Clujean într-adevăr să fiu directorul de curs al unei părți dintr-un program cadru pe care îl are Centrul Cultural Clujean, despre care Corina cu siguranță va vorbi, care este Academia Schimbării. Ce am făcut eu în acest program de formare și mentorat este că împreună cu Corina să construiesc un tip de formare pentru managerii culturali care au deja o experiență profesională. Și până la urmă am avut multe candidaturi pentru acest program și am acceptat 37 de persoane care să participe la cursurile lui. Și cred că partea cea mai inovantă a acestui program a fost combinația între ateliere și cursuri, conferințe ținute de profesioniști, au fost cei pe care i-am invitat să țină cursuri despre situația politicilor culturale comparativ între România și ce înseamnă politicile culturale astăzi pe plan european și pe plan global. Este un curs pe care l-am prezentat eu. Apoi atelierele pe care le-au realizat Raița Zbranca și Teodor Frolu, care s-au legat foarte mult de dezvoltarea sustenabilă, de rolul culturii în dezvoltarea sustenabilă. Și asta a fost o parte teoretică, dar și la rândul ei interactivă din program. Iar ulterior, cred eu că originale au fost ceea ce
s-au numit modulele despre contextul artelor și cele de mentorat. Am să o las pe Corina să vorbească mai mult despre ele, pentru că am văzut că face mare plăcere să le descrie. Ideea este că acest program se dorește a fi un program holistic de formare, un program care preia experiența celor care participă, are o foarte mare calitate interactivă în sensul în care dorim să dăm participanților care sunt profesioniști sentimentul că fac parte dintr-o comunitate care le împărtășește problemele și că ei se pot baza și pe experiența lor proprie pentru a înțelege ce tip de expertiză au și în același timp permite întâlnirea cu o serie de artiști, în cazul de față masterclass-urile au fost ținute de Matei Vișniec, Tompa Gabor, Dan Perjovski, Ana Mărginanu, Ana Maria Marinca, tocmai pentru a înțelege mai bine în ce context un artist se dezvoltă și în fiecare etapă a vieții lui de ce are nevoie. Iar modulul de mentorat, iarăși, care completează acest puzzle de expertiză, să spunem, a fost un modul în care am încercat să construim posibilitatea fiecărui operator cultural de a discuta cu cineva care are expertiză în domeniul antreprenoriatului cultural și al managementului cultural, care a dezvoltat proiecte, care a dezvoltat proiecte mari și care să-l acompanieze în dilemele pe care el, ca manager cultural, deja cu experiență, le are. Eu sunt foarte recunoscătoare centrului, este foarte rar să poți construi un program cu asemenea plăcere și feedback-urile pe care le-am avut recent de la participanți au fost atât de bune încât efectiv la sfârșitul acestui an dificil a fost ca o cupă de șampanie. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii și știm că vă grăbiți, așa cum ne-ați spus și la începutul intervenției. Vă dorim mult succes și vă așteptăm cu noutăți, de ce nu la final, să facem și un bilanț a tot ceea ce ați realizat aici la Academia Schimbării. Noi rămânem acum cu cealaltă doamnă, Corina, care îi spun bun găsit. Cum ați înființat acest proiect inedit, Academia Schimbării? Și aș vrea să pornim de la nume. De unde Academia Schimbării? Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că lansați această momeală, pentru că, într-adevăr, numele Academia Schimbării, de fapt, spune puțin mai mult despre contextul larg în care operează și acest program de formare și mentorat. Academia Schimbării este una dintre liniile de program dezvoltate de Centrul Cultural Clujan. Este această platformă în care, prin diferite tipuri de acțiuni, încercăm să adresăm nevoile de dezvoltare ale sectorului cultural. Și aici mă refer în primul rând la sectorul cultural clujan, așa cum ați spus, ne adresăm organizațiilor, instituțiilor, celor care lucrează în domeniul cultural la nivel local, dar iată că anumite linii și anumite acțiuni își găsesc de fapt relevanță la nivel național. Pe de o parte, acesta este și contextul în care s-a născut și s-a extins prima formulă a programului de formare și mentorat din acest an, pentru că, trebuie să spun, pe de o parte, nevoile de a ne adapta online programele în acest an au deschis și aceste noi ferestre și programul de formare a fost una dintre acțiunile noastre care s-a extins la nivel național. Mare parte din participanții la program au fost în continuare din Cluj, pentru că avem această dorință și această nevoie de a adresa, în primul rând, în orizontul imediat, nevoile sectorului cultural de la nivel local, dar datorită faptului că programul s-a desfășurat online, am folosit această oportunitate pentru a avea și participanți la nivel național și printre participanții la program în acest an au fost și profesioniști din București, dar și din alte orașe din țară, din Alba Iulia, Arad, Baia Mare, Galați, Iași, Timișoara. Academia Schimbării pleacă de la acest termen al Academiei, care ne sugerează în general un cadru formal, dar încearcă să spargă puțin exact acest cadru formal și să creeze metode prin care putem să generăm schimbare la nivelul mai concret, în primul rând
în rândul celor care lucrează, organizații, profesioniști, indivizi care lucrează în domeniul cultural pentru a genera schimbare la nivelul societății. Acesta este mesajul nostru global. Cum facem asta? Încercăm să dezvoltăm în oameni, în organizație, în sistem, la modul mai generic, să spunem, aceste tipuri de schimbare care sunt de o maximă actualitate pentru societate în general, în așa fel încât cultura, așa cum credem că poate să facă, să-și folosească potențialul la maxim de a genera un impact la nivel social, la nivel economic, politic, într-un sens mai global decât strict în câmpul și în orizontul direct de acțiune. Aceasta a fost de altfel și filozofia din spatele programului de formare și lucrurile la care am încercat să fim atenți în conceptul și în modul în care am abordat atelierele și masterclass-urile, întâlnirile din cadrul programului, în așa fel încât cei care lucrează în domeniul cultural, care au participat la acest program și care au deja o experiență destul de bogată, de altfel, în domeniul cultural, să poată să-și regândească, să reevalueze și în dialog cu invitații pe care i-am adus la oaltă, să găsească noi direcții în care munca lor poate să fie relevantă pentru societate în sensul plenar. De admirat acest proiect, având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm. În ultimii ani, în ultimii foarte mulți ani, Clujul s-a dezvoltat din punct de vedere cultural. Acest an în care, vedem bine, am fost și suntem greu încercați de coronavirus, ne-am împiedicat să facem, să organizăm evenimentele culturale, evenimentele care atrăgeau oameni, nu doar din celelalte județe ale țării, ci și din străinătate. Cât de mult ne-a afectat, cât de mult ne-a dus în urmă această pandemie din punct de vedere cultural? Pe de o parte aș spune că efectele acestei pandemii se resimt foarte puternic la nivelul sectorului cultural și aici mă refer de la instituții, muzee, teatre până la organizații culturale sau oamenii care lucrează în domeniul cultural, care știm funcționează după niște metode sau funcționează într-un cadru ușor diferit de față de alte domenii. În mod special, evident, sectorul cultural este extrem de vulnerabil și este într-o situație de precaritate și de incertitudine destul de puternică care trebuie adresată. Un lucru pe care l-am descoperit, de pildă, prin acest program de formare, intrând în dialog cu acești peste 30 de participanți care au parcurs întreg programul, este faptul că această situație dificilă nu a generat neapărat o stare de incertitudine apropo de, cum să spun, de misiunea pe care arta și cultura le pot avea. Dimpotrivă, cei care lucrează în domeniul cultural simt și au cu atât mai multă energie pentru a face lucruri în acest domeniu, pentru că realizează responsabilitatea lor, aș putea spune aproape civică, sau nu aproape, chiar civică, socială, apropo de ceea ce, de rolul pe care cultura îl joacă în viețile noastre, de fapt, la nivel general. Ceea ce am descoperit este că cei care lucrează în domeniul cultural au nevoie mai degrabă de încurajare, de conectare, să simtă că munca lor are sens și că intră în dialog cu alții, cu ceilalți care fie invitații din program sau ceilalți participanți, în așa fel încât să ne regăsim mai degrabă sensul muncii noastre și să ne readucem aminte care este sensul muncii noastre și care trece dincolo de posibilitatea sau imposibilitatea de a organiza evenimente, ci mai degrabă de a oferi în mod mai consistent o reflecție asupra societății, asupra problemelor noastre, niște direcții, stare de bine, lucruri pe care cred că în acest context le redescoperim și mai ales le redescoperim importanța în viața noastră. Până la urmă, această perioadă este una grea pentru toată lumea, dar mai ales pentru cei care nu mai au unde să își desfășoare activitatea. Mă refer aici la artiști, pentru că
s-a lăsat forțat cortina la teatru sau la operă. Cum știți că au fost ajutați de autorități artiștii care au avut de suferit? Sau cât au ajutat autoritățile? Aici să spuneți dumneavoastră cum sau cât? Am descoperit în perioada aceasta că este foarte dificil, de fapt, să ajungem la niște formule optime pentru sprijin pentru sectorul cultural și, da, aici, în primul rând, artiștii sunt cei mai vulnerabili, dar și organizațiile culturale sunt extrem de vulnerabile. Au existat mai multe măsuri și mai multe inițiative în această direcție. Pe de o parte, cele publice. Au existat și foarte multe semnale destul de descurajante din acest punct de vedere, mai ales la nivelul, de pildă, al sprijinului local. Multe finanțări în acest an în mai multe municipalități din România au fost sistate sau amânate într-un mod care le-a făcut destul de dificil de accesat de către organizații. Problema cea mai mare rămâne, într-adevăr, faptul că nu există sau că e foarte dificil de găsit o formulă optimă prin care totuși evenimentele culturale să se poată desfășura în siguranță sau să existe un sprijin inclusiv de logistică și infrastructură în așa fel încât organizațiile culturale, spațiile culturale să poată fi pregătite și să asigure continuitatea programului lor, dar și siguranța participanților. Ce aș menționa este însă că în această perioadă au existat și mai multe, de fapt, de altfel ca în mai multe domenii, au existat mai multe inițiative private care au venit ca răspuns imediat. De multe ori, de fapt, se dovedește mai eficient, să spunem, sau mai rapid, tocmai pentru că vine din mediul privat, pentru a veni în întâmpinarea problemelor și provocărilor pe care le întâmpină artiștii sau organizațiile culturale. Un exemplu de acest ordin l-aș da printr-o inițiativă pe care noi am lansat-o la finalul lunii martie, care se numește Artiști Împreună, care în acea perioadă extrem de intensă și extrem de dificilă a venit cu un sprijin direct către artiști care prin lucrările lor au oferit o reflecție și un mod de expresie a câtorva dintre provocările și temele care mi s-au părut relevante în perioada incipientă a pandemiei. Tipul acesta de inițiative cred că e important să continue și e important la un moment dat să fie și instituționalizate, de ce nu? Da, să vedem care va fi în continuare parcursul culturii. Vă rog, foarte scurt, pentru că suntem la finalul emisiunii, să-mi spuneți cum putem să-i facem pe tineri să iubească mai mult cultura. Este o provocare pe care și noi ne asumăm. Cred că prin atașament, prin încercarea de a ne înțelege rolul nostru și prin participare mai ales. Cred că cultura este despre participare, este a tuturor, este democratică, este ceva ce ne aparține și ceva în care ne regăsim. Participare deocamdată în mediul online, pentru că altfel nu putem să ne întâlnim și să ne bucurăm mai mult de evenimentele culturale de aici, de la noi din județ. Poate cine știe, anul 2021 ne va aduce totuși o relaxare în această privință. Recunosc și mie, mi-e dor de o piesă de teatru, dar în sala de teatru, nu din fața laptopului. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă dorim succes în continuare cu proiectele culturale inedite pe care le desfășurați și fie ca mesajele dumneavoastră să ajungă la cât mai mulți clujeri, în special la generația tânără. Mulțumesc foarte mult! Noi am ajuns la finalul emisiunii și vă mulțumesc pentru atenție, să aveți un weekend excelent, la revedere!